Federici, non so se ci sono connessi con il telefono. Volontier Dmitri, Василий Стрелецкий. Що вони смогли зараз? Și este organizat pentru exercitarea actului de comandă și control. Este parte componentă a forțelor luptătoare a brigăzii. Aceasta a trecut prin procesul de operaționalizare în perioada anilor 2000. Echipa de atac și machină puteți folosi și observa forțele antiaeriene împotriva elicopterilor. Sunt 23 antiaerian, a fost acceptat în 1910, o armă simplă. Transportul amfibiu blindat, o inovație tehnică pentru Armata Națională. Trecerea coloanei de M2, deci concurs, este o variantă. Coloana de D20, obuzierul de calibru 152 mm. D20 este o piesă de artilerie cu încărcare manuală, sub denumirea de tipul 66. Tunul obuzier a fost dezvoltat și început cu sosipul celui de-al doilea război mondial. Piesa de artilerie este deplasată inițial cu ajutorul tractor 365. În ambele piese de artilerie fiind dotate cu o placă de bază care permite o stabilitate mai mare și o manevritate mai bună, care poate fi rotit la 360 de grade.